Stimați invitați, dragi colegi rotarieri, vă spunem bun venit alături de noi la un eveniment organizat anual de către cluburile Rotarii din Baia Mare. Salutăm prezența dintre noi a guvernatorului districtului 2241 România și Republica Moldova, Radu Popescu. Rotary este o organizație mondială de oameni performanți în viața profesională și de afaceri și care se dedică serviciilor umanitare. Rotarierii se implică în servirea interesului comunității, în stimularea și întreținerea bunăvoinței și înțelegerii mondiale. De la înființarea cluburilor Rotary din Baia Mare au fost realizate programe, proiecte, care au devenit repere importante în viața acestei comunități minunate în care noi trăim. Dorim ca această seară, cu sprijinul dumneavoastră, să reușim împreună să adunăm fonduri suficiente, necesare pentru atingerea scopului acestui proiect. În speranța că acest eveniment va fi unul de neuitat, atât pentru participanți, cât și pentru beneficiarii acestui proiect, vă doresc tuturor o seară minunată. Profit de această ocazie și aș vrea să-mi numesc câteva plachete unor rotarieni de aici, din Baia Mare, care eu cred că pe acest mandat al meu au făcut lucruri deosebite. Voi începe cu asistent de guvernator Stella Săsărân. Vă iau în ordinea în care cluburile au fost înființate. Și vă felicit pentru ce ați făcut până acum, pentru ce v-ați propus să faceți în viitor. În anul meu, rotarian, o să vă acord tot sprijinul, dacă îmi iubesc cele. O să încerc să vin în zona de nord a țării de câte ori voi putea, astfel încât activitatea rotariană să fie cel puțin la același nivel ca și în acest an. Pentru acest an rotarian, Clubul Rotary Baia Mare 2005 a hotărât să oferim această distinție deosebită prietenului, colegului nostru din club, Dan Grumaz. Este o mare onoare pentru mine. Le mulțumesc colegilor mei din Clubul Baia Mare 2005. Am fost alături de ei, am lucrat împreună, am avut rezultate frumoase. Le mulțumesc pentru încredere și voi purta cu mare onoare acest mare simbol al Rotary Internațional. Și le mulțumesc președintelui meu, Cornel Cușner, și prietenul meu, Emil Săboian, și colegilor mei care i-am menționat mai târziu. Vă mulțumesc! Daniela Popa primește această distinție Paul Harris. Te rog la frumos. Reprezintă pentru mine o distinție deosebită și îi mulțumesc colegului nostru, Emil, că mi l-a pus în servul, în dreptul inimii. Deci asta înseamnă că să-l port întotdeauna cu dragoste și cu dăruirea pe care, așa cum am obișnuit să o fac, de când am intrat în grup, să mă dedic comunității prin acțiunile de voluntariat. Vă mulțumesc tuturor colegilor din grup, nu în ultimul rând,
președintelui nostru pentru apreciere și doresc ca acest premiu să-l dedic comunității. N-am bucurat să adauge pe lângă distinția pe care a primit-o, iată, din toate părțile, cu toate ocaziile, da? Pentru activitate. Și nu în ultimul rând, pentru un alt mic rotarian, 1,73 m, cu toplul maică sa în picioare, lui Cristian Jurș, pentru... Este surpriza serii! Surpriza serii! Mulțumesc mult de tot! Da, mulțumesc! Da, mulțumesc!